Dumneavoastră sunteți și președintele OMD al județului Constanța, Organizația de Management a Destinației județului Constanța. Nu are mult timp de când a fost înființată, în ianuarie 2024. Ce s-a mișcat până acum? Suntem la început de drum cu acest OMD. Patronatele din turism au cerut. Deci OMD-urile nu sunt de nicio găselniță a românilor sau mai știu ce, o moftă al românilor. Nu. Ele există în toată Europa și chiar în toată lumea. Ele funcționează inclusiv în Australia, inclusiv în Statele Unite, funcționează peste tot aceste OMD-uri. Patronatele cereau, practic, este o asociere între mediul public și privat, în care privatul pentru prima oară ar trebui să aibă acces la cheltuirea banului pentru promovare. Cred că privatul știe cel mai bine, nu că statul n-ar ști. Dar v-am zis, mecanismele sunt atât de greoaie în administrație, încât OMD-urile vin ca să ușureze această muncă. Bun, și de la începutul anului, de la înființare, până acum, cu ce se poate lăuda OMD-ul? Cu ce obiective atinse se poate lăuda OMD-ul? Primul obiectiv atins este chiar înființarea, să știți. Nu a fost deloc ușor, suntem printre pionierii din țară, cred că am fost al doilea județ care am făcut OMD din România. Și atunci lucrurile trebuie făcute pe o bază solidă, de asta zic. Deocamdată, noi neavând nici buget, nici nimic, a fost foarte greu. Conform legislației, OMD-urile în primul și în primul rând trebuie să-și stabilească o strategie. Este obligatoriu conform legii. Strategia va deveni Biblie pentru viitorul manager. Trebuie să punctez, pentru că noi la ora asta sunt Consiliu Director, suntem 5 persoane. S-a întâmplat ca eu să fiu președinte. Toate aceste 5 persoane sunt pro bono, adică nu există nicio remunerație. Noi suntem, da, provin din mediul privat, sunt și implicat în turism. Pentru mine este un challenge, practic, asta, dar nu pentru toată lumea. Și atunci, după această strategie, lucrurile firești, urmează un manager. Avem nevoie de un manager de destinație capabil, care să fie remunerat, pentru că altfel nu putem să cerem performanțe pe nimic. Deocamdată, v-am zis, nu avem buget. Cred că în următoarea ședință de Consiliu se încearcă o alocare pentru OMD, măcar să obținem această strategie. Această strategie, noi ca și Consiliul Director, nu vedem să o achiziționăm neapărat de pe piața privată. Vrem să implicăm mediul universitar și-l asume și mediul universitar, ne-l vom asuma și noi patronatele, o să și-l asume, sper, și administrația publică, să devină Biblie, cum am zis, pentru următorul manager, pentru cel puțin 10 ani de acum încolo. Adică va fi o abordare pe termen mediu, scurt și lung. Neapărat. Bun, și care ar fi strategia, care ar fi proiectele de dezvoltare a turismului, astfel încât județul Constanța să atragă mai mulți turiști decât a făcut-o până acum? Județul Constanța este, cred că e binecuvântat prin poziționarea lui. Este un județ deschis la mare, este un județ care are și cetăți, care are și mănăstiri, adică putem face și turism arheologic, turism ecumenic. Avem un milion de variante. Din păcate, suntem foarte în urmă cu partea continentală a județului. Din punctul nostru de vedere, dacă partea costieră își face treaba, pentru că nu trebuie totuși să neglijăm. Pe litoralul românesc, la un moment dat, sunt 200.000 de turiști. E clar că cei 200.000 de turiști n-au venit în necunoștință de cauză. Cei oficial, dacă îi luăm în calcul și pe cei oficial, mergem pe oficial. Nu știu, persoane fizice care nu le declară, sunt mai mulți. Da, dar și 200.000 reprezintă un bazin imens de turiști. Da, pentru zona continentală. Noi acestor turiști, cred că vom face o cercetare sociologică, se vor face în această strategie. Vom vedea exact ce își doresc turiștii. Nu o să mai fie o abordare cu ce vrea președintele, ce vrea managerul, nu. Vom apela la specialiști care ne vor da exact trendurile, exact ce își dorește turistul român în primul rând, pentru că la ora asta avem 98%, cred că, turiști români. Ei avem țintă pe cei străini, dar deocamdată nu suntem pregătiți greu pentru ei. Greu de adus? Nu cred că sunt greu de adus. Am fost la târgul de la Londra în noiembrie. Nu era încă înființat OMD-ul, dar am fost la acel târg. Este un târg unde se fac business-uri de 2,5 miliarde. În litoralul românesc n-a luat niciun ban.
De asta am zis că suntem nepregătiți. Nu avem tur operator, nu avem nimic. În această strategie trebuie să stabilim exact ce avem nevoie pentru litoral, ca să ieșim și pe piețele externe. Să știți că Mamaia, de exemplu, participă, a început să participe la târgurile externe și au un feedback foarte bun. Foarte bun, neașteptat de bun. Dar nu-i bagă nimeni în seamă. Nu reușim să facem un turism integrat. Păi noi am vrut în februarie, de exemplu, OMD-ul județean nefiind constituit, neavând buget, am zis, haide să mergem la Târgul României de Turism. Prin Consiliul Județean. Pentru că are departament de turism, are departament de, care este funcțional. Și am zis, haide să mergem toată Riviera Românească. Să mergem sub aceeași umbrelă a CJ-ului, că OMD-ul nu este încă. Aveam semnale și de la OMD Mangalia, de la OMD Mamaia și doreau toți o prezență comună. Nu s-a întâmplat niciodată o prezență comună. Noi, la un moment dat, am avut standuri la Târgul de Turism al României. Județul era în concurență cu, județul Constanța era în concurență cu Mamaia și cu municipiul Constanța. În loc să fim sub aceeași umbrelă. Adică corect. Noi, în loc să fim aceeași destinație, noi ne canibalizăm, de fapt. Și era pentru prima oară când se încerca treaba asta. Din păcate, a picat așa pe ultima 100 de metri. Aparatul Consiliului Județean nu era foarte dornic de această acțiune. Pentru că i-au zis, noi participăm cu județul, nu participăm cu zona costieră. Adică ne comportăm ca și cum Constanța e un oraș închis, nu? Constanța e un oraș care are zonă costieră la litoral. Nu trebuie să neglijăm, mai ales pentru că este foarte greu la un moment dat să pleci, să credem noi că o să aducem mase de turiști, să facem turism arheologic. Nu. Nu cred că trebuie să ne stabilim asemenea ținte, ci trebuie să ne folosim de bazinul de 200 de oameni, 200 de mii de oameni care sunt pe litoral la un moment dat și să-i ducem. Dar, am zis, lucrurile se mișcă foarte, foarte greu. Adică dacă facem și un exercițiu de imaginație, dacă eu mă duc la un târg și îl conving pe un străin să vină la Adam Clisi, dau un exemplu să vadă cetatea, îl conving, ok. Ajunge acolo. Cum ajunge? El știe, nu prea vede nici pancarte de pădure, nu prea vede nimic. Și acolo ce face? Nimic. Nu avem audio guide-uri, nu avem. Și cu toate că au fost fonduri europene, multe pentru digitalizare, pentru sunt fel și fel de forme de comunicare, inclusiv pentru muzei, inclusiv pentru cetăți, inclusiv pentru toată lumea. Ei sunt obișnuiți. A fost neglijat acest segment al turismului de autorități? Cred că turismul în general a fost neglijat de către autorități. Turismul a evoluat strict datorită privatului. Lipsa de predictibilitate, nu avem niciun fel de trasee la nivel de județ, adică ăsta cam a fost marea mea provocare, dar la nivelul departamentului de turism, foarte greu în Consiliul Județean. De asta sperăm că acest OMD să facă treaba, pentru că știe exact ce are nevoie privat. Vorbeați de ce anume își doresc turiștii. Ce își doresc turiștii? Experiența, să facă când vin în Constanța. Turiștii, astea sunt în cercetările sociologice ale celorlalte destinații care și le-au făcut. Orice turist își dorește o amintire din vacanță, practic. Și atunci depinde de noi dacă amintirile lor sunt amintiri plăcute sau amintiri urâte, să nu mai revină niciodată. O cazare bună, un restaurant bun, trebuie să fie lucruri normale. Noi trebuie să avem atracții pentru turiști. Asta este în toate cercetările sociologice. Nu este că m-a zis Bucovală sau a zis Mitrăi sau a zis... Nu. Dar ce facem cu fake news-urile și cu campania aceasta negativă care de câțiva ani de zile înainte de sezonul estival și în sezonul estival s-a îndreptat asupra, în principal asupra stațiunii... Nu sunt întâmplătoare acele campanii. Sunt alte destinații care vor turiști români. Acele campanii, acele fake news-uri, de fapt, sunt foarte bine direcționate, foarte bine targetate. Campaniile se fac pe bani foarte mulți. Vă dau un exemplu. România, nu știu dacă are 15 milioane de euro bani de promovare. Nu are. Vecinii noștri bulgari au 80 de milioane. Grecii au 200 de milioane. Turcii vor să ajungă la 1 miliard. Și promovează grecii, turcii, bulgarii promovează în România, adică absolut. Practic putem vorbi despre această campanie negativă că vine și din direcția aceasta? Absolut, atâta timp cât în țările adică bagă bani în România să denigreze să litoralul turiștii, românești, nu contează prin ce mijloace. Atâta timp cât noi în Bulgaria, în Grecia avem meniuri scrise în limba română, este clar că românul este o țintă pentru
pentru turismul din Grecia și din Bulgaria. Păi și ce facem? Trebuie să contracarăm, dar v-am zis, campaniile se fac cu bugete. Deocamdată noi păi și România de ce nu are buget pentru promovare? Pentru că noi suntem cel mai în urmă, cred că, din Europa la OMD-uri. La târgul de la Londra, Italia, de exemplu, a venit cu tot ce înseamnă OMD-uri. OMD-urile erau pe regiuni, au venit Calabria, a venit Sicilia, a venit... Dar sub ele veneau toți. Adică, ei s-au pus la o masă, s-au pus de acord de o promovare. Noi v-am zis, acum câțiva ani de zile, județul Constanța era separat la târg de municipiul Constanța. Asta ar trebui să fie OMD-urile, să reușim sub umbrela OMD-ului județean să-i aducem tot ce înseamnă OMD-uri locale. Deocamdată este doar Mamaia. Această cale îi felicit pe Mamaia pentru că au dat dovadă de responsabilitate maximă. Fără un OMD local nu se putea înființa județeanul. Aceste OMD-uri reprezintă și jaloane PNRR. Uniunea Europeană mizează pe OMD-uri. Asta este clar. Acum, noi suntem în perioada în care noi, ca și OMD județean, trebuie să convingem pe ceilalți. Există OMD-ul Mangalia, deja am purtat nenumărate discuții cu domnul Filip, care este președintele de la Mangalia, va intra și el în OMD-ul județean. Am purtat discuții cu Eforie, încă nu au un OMD, dar sunt pe care să-l realizeze și au manifestat intenția de a intra. Și atunci, când vorbeam de acea strategie, putem să facem o strategie unitară. Adică noi, când vom achiziționa strategia de marketing a județului, vom ține cont de cea existentă la Consiliul Județean, dar vom ține cont inclusiv de cele locale. Măcar dacă plecăm de la zona costieră, sunt convins că și zona continentală se va alătura acestor demersuri noastre pentru îmbunătățirea turismului, nu pentru altceva. Și așa este un oraș aglomerat, vine sezonul, va fi și mai aglomerat. Nu ne-ar trebui o șosea de coastă? Clar, tot timpul s-a vorbit de șoseaua de coastă, dar cred că șoseaua de coastă nu numai la Constanța, cred că o șosea de coastă pe toată zona până la Mangalia ar trebui făcută. Dar trebuie să și putem să o facem. Am văzut că primarul are, nu spune nu acestui proiect, chiar a invitat salutăm candidații la o dezbatere pe acest subiect, că au răspuns negativ sau nu au răspuns, este altă problemă. Din cât am înțeles, Horia Constantinescu nu prea e de acord cu această șosea de coastă, USR cu atât mai mult? Da, văd în Europa că au șosele de coastă și văd că au turism. Noi tot nu vrem să facem nici din aia, tot avem impresia că noi o să inventăm vreodată apa caldă. Nu inventăm. Noi trebuie să ne uităm la ce funcționează la vecinii noștri, la partenerii noștri europeni și să adaptăm și condițiilor noastre. Pentru că nu putem să luăm un model mâine din Franța și să zicem că îl aplicăm în România. Ce ar însemna o șosea de coastă? O deschidere a orașului, în primul rând, către mare. Către mare. Este foarte important. Adică s-ar schimba tot. Și asta zic că dacă noi o să ne punem toți forțele, primăria să facă șosea de coastă, în primăria Constanța, primăria Eforie, primăria Mangalia, să-și facă fiecare, poate se și unește această șosea de coastă la un moment dat. Totul trebuie să fie o zonă, că de asta turismul se face pe zone, nu se face strict pe o stațiune. Este foarte greu să meargă mie și vecinului să nu meargă. Dacă îi merge zone, merge pentru fiecare. Bine, pentru fiecare dar trebuie stațiune. Să ne și dorim. Nu stăm la masă, fiecare avem impresia că știm mai bine, că știm, că facem. De asta am zis că și strategia cred că ar trebui făcută de mediul universitar și atunci nu mai poate fi contestată. Adică este clar, noi mergem, dom'le, da, este făcută de specialiști, este făcută de profesori, este făcută de... Tu ești de acord ca privat? Sunt de acord. Semnează aici. Tu ești de acord ca mediu public? Semnează aici, da? Râdeam de Cluj acum 10 ani când își stabiliseră să facă metrouri. Văd că au început metrouri. Dar s-au așezat la masă. Și au făcut o strategie cu mediul universitar. Au fost de acord, cercetări sociologice au durat un an de zile și au asumat toți acea strategie și văd că se țin de ea. Nu cred că este greu. Dar important este să avem voință, să o facem și noi aici. V-am zis, am vrut să plecăm sub aceeași umbrelă la târg. N-am reușit. De poi mâine, de pe 29, sau 30, încercăm să aducem târgul la Constanța. N-am fost noi la târgul de turism al României. Pe 30 va începe cel mai mare infotrip care s-a făcut pe litoral. De 4 zile, concret, pe tot litoralul. 350 de agenții, presa națională, blogger, să le arătăm că litoralul este pregătit. Dar este litoralul pregătit? Sunt asta e întrebarea. Sunt convins că este. De asta am și chemăm, să le arătăm.
V-am zis, la un moment dat sunt 200.000 de turiști și anul trecut au fost 200.000 de turiști. Eu nu cred că cei turiști vin doar ca să dea bani cuiva pe aici. Nu. Ei vin să relaxeze. Noi trebuie să învățăm că în vacanță trebuie să mergem să ne relaxăm. Nu trebuie să mergem nervoși. Și noi invităm la ora asta tot ce înseamnă agenții ca să vadă ei în primul rând. Că dacă ei nu știu despre ce e vorba, cum vor vinde? Și atunci 4 zile, inclusiv cu obiectivele care le avem, vor vizita piața Ovidiu, vor vizita la Mangalia, vor face plimbări cu barca. Ce poate oferi litoralul această dată? E loc clar de perfecționare a serviciilor. Nu spune nimeni că suntem, vai, wow, ce tari suntem noi. Dar măcar este un început. Dacă vom crea din acest infotrip o tradiție să se facă în fiecare an, să facem o bursă, să facem multe, avem nevoie de obiective turistice, clar. Obiectivele turistice nu se fac nici fără bani. OMD-ul, cum întrebați ce a făcut OMD-ul, și fără bugete și fără nimic, principala problemă pe care am identificat-o, cum a zis și dumneavoastră, ne-am înființat în ianuarie, în februarie la prefectură am avut discuții cu ministrul mediului vis-a-vis de plajă. Și ce a zis ministrul mediului? Nu a zis, a și făcut. Plajele nu mai sunt pe 2 ani, plajele sunt pe 10 ani. A ieșit hotărâri de guvern, a ieșit de toate. Deci s-a rezolvat? Absolut. Pentru că vreau să vă întreb, să vorbim și subiectul acesta, pentru că anul trecut au fost discuții și operatori nemulțumiți de faptul că, în afară de faptul că s-a scumpit chiria și că, mă rog, caietul de sarcină a fost făcut pe genunchi și cum a fost făcut, n-au timp să amortizeze, practic, chiria. Licitația cu 2 ani este istorie. De anul trecut a fost când s-a încheiat contractul, s-a încheiat pe 2 ani. Da. Începând de acest an, v-am zis, la inițiativa OMD-ului cu ajutorul prefectului, au fost invitați OMD Mangalia, OMD Mamaia, operatorii, dar reprezentăm și mediul public și mediul privat. Domnul ministru al mediului, domnul Fechet, a venit la Constanța. Ce probleme aveți? Plajele. Sunt 10 ani. Cu argumente și cu discuții, am ajuns la aceeași concluzie. Nu se mai pot da plajele pe 2 ani. Păi și s-a semnat sau e doar deocamdată la stadiu? Nu, s-a dat hotărâre de guvern, s-au dat de toate. Deci toate plajele, inclusiv cele 9 nisipate care au numere cadastrale și au deja numere cadastrale, următoarea licitație, cred că e chestiune de zile, este publicată în monitor oficial, hotărârea de guvern, prin care plajele sunt atribuite pe 10 ani. Și tarifele tot așa de ridicate față de anul trecut? Plajele sunt împărțite în două categorii. Pentru că spuneați, spre exemplu, un operator că plătește, a renunțat să mai aplace, dar trebuie să plătească 50.000 de euro. 50.000 de euro? Un segment mai mare de plajă. Da, știu că plajele sunt împărțite, au două tarife anul acesta, nu mai știu dacă au avut la fel și anul trecut. Sunt două tarife, unul de plajă sportivă și unul de plajă turistică. Și sunt tarifele diferențiate. Plaja sportivă are un preț mult mai mic decât cealaltă. Păi și care e diferența sportivă? În ce sens? Că se fac acțiuni? Nu, au înțeles foarte clar, nu neapărat. Au înțeles foarte clar că toată lumea, de fapt, toți turiștii, vor primele rânduri la mare. Pentru că este foarte greu să stai la 200, la Mamaia, de exemplu, da? Mai ales chiar și 200 de metri. O familie cu copii nu lasă copilul să intre în apă și el să stea la 200 de metri. Și toată bătaia este pe acea plajă din față. Și atunci plaja nouă nisipată are un preț, plaja veche are alt preț. Nu știu să vă zic exact acum tarifele, pentru că nu știu dacă au apărut caietele de sarcini, dar măcar pentru treaba asta că s-au obținut plajele pe 10 ani, deci în februarie, până în mai, a fost rezolvată această problemă. N-am înțeles. Vorbeam de atracțiile, de obiectivele turistice. Toate obiectivele turistice, adică noi tot vrem să prelungim sezonul, vrem să facem, vrem să dregem, dar cum? Că vremea este cea care este. Este clar că avem nevoie de activități. E clar că avem nevoie de un acvariu, wow, ca să poată să vină oamenii să facă. E clar că trebuie să devină și o destinație de city break. Dar fără bani nu se pot face astea. Tot așa am reușit ca și OMD județean să fie declarat eligibil în următorul exercițiu financiar 2021-2027 să acceseze fonduri europene. Pentru că banii mulți despre care vorbește toată lumea care ar fi la OMD-uri nu există. Sunt doar 8 milioane de euro, câte 1 milion pentru fiecare regional, cheltuieli de funcționare. Și în rest, descurcați-vă. Cu taxe și cu... Nu există bani pentru că nu au fost prevăzuți în PNRR. Dar noi am reușit ca și județ, pe regiunea de dezvoltare de sud-est, OMD-ul județean să fie declarată entitate eligibilă. Asta înseamnă că în funcție de strategia pe care o vom face, vom stabili care sunt obiectivele noastre și putem accesa și fonduri. Mai ales OMD-urile fiind de
utilitate publică, nu de interes public. Vreau să vă întreb, este adevărat că de la an la an scade numărul turiștilor în Mamaia sau este doar un mit? Nu, e un mit. Cred că este vorba doar de o percepție. Datele INSE-ului spun total altceva. Mamaia a avut o creștere anul trecut de 3%. Ca număr de turiști, nu vorbesc ca valoare. Dar această nisipare a plajelor și fiind plajele foarte mari, de asta am zis că este o chestiune, cred că, de percepție. Când facem o filmare cu dronă sau din elicopter sau așa, fiind plajele foarte mari, normal că nu se mai văd puhoaiele acelea de oameni. Da? Dar gradul de ocupare în stațiunea Mamaia, nici vorbă. Deci a crescut cu 3% gradul de ocupare, nu vorbesc de afaceri. Și tarifele? Tarifele suntem mai mult decât competitiv pe piețele europene. Ce înseamnă? Dacă raportăm, să comparăm mere cu mere, nu mere cu pere, adică un sejur de 7 zile în luna august în Mamaia, un sejur de 7 zile în luna august în orice altă destinație din Europa, cumpărate în aceleași condiții, din agenție, și unul și altul, nu unul cumpărat prin agenție, și la celălalt mergem la recepție să întrebăm câte camera, pentru că tot timpul prețurile de recepție sunt cel puțin dublu față de agenții. Și este normal să fie așa, pentru că turismul de calitate și turismul profesionist nu se mai face cu cheia și așteptăm să ne vină oameni la recepție. Noi trebuie să mergem în întâmpinarea turiștilor să-i aducem. Nu trebuie să așteptăm să ne vină ei în hotel. Și atunci este inclusiv o cerință a agențiilor, a platformelor de promovare, prețurile de la recepție să fie mai mare, ca să încurajăm să avem o predictibilitate, să avem rezervări din luna ianuarie, să avem, de asta avem early booking, de asta avem de toate. Deci, vis-a-vis de mere cu mere, august cu august, orice regiune suntem, dar trebuie să avem și tarife. Păi să zicem de 7 zile, cât ar plăti o familie cu 2 copii pentru stațiunea Mamaia concediu? Există de la 300 de lei cameră în luna august, în stațiunea Mamaia, nu știu unde găsim cu 60 de euro. Hotel în primul rând la mare. Da? Hotel în primul rând la 300 mare. 300 de lei camera, hotel nu, 300. Nu de persoană. Camera. Există. Dar există și hoteluri de 3000 de lei camera. Este normal ca Mamaia, că de asta este mitos, este normal ca să aibă și locații de 5 stele, pentru că vrem să fie și o stațiune de lux. Este normal să aibă și locații unde șezlongul poate să fie și 50 de euro. Este normal. Dar dacă o să mergem, o să vedem că 95% din șezlonguri anul trecut erau 30 de lei. Deci în toată Mamaia, dar noi ne duceam într-un singur loc, care era cel mai scump, care asta era metoda lui de marketing, de a selecta clientela. De ce? Pentru că eu nu vreau oamenii ăștia. Dar în rest, în fața hotelurilor, plajele din oraș, care arată foarte bine, erau 30 de lei șezlonguri. Nu erau 300 de lei, cum apăreau în prime time la anumite televiziuni. Dar vedeți dumneavoastră, mulți fug de Mamaia și din pricina parcării. Pentru că sunt hoteluri care nu trebuie să recunoaștem, nu au atâtea locuri de parcare cât turiști sunt. Niciun hotel care face turism de litoral nu are locuri de parcare câte camere are. Nu este normal să facem turism cu mașina. Hotelurile, în general, și în stațiunile turistice, au fost concepute pentru turism cu autocar, turism cu avion, turism. Deci ele, peste tot în Europa, nu există loc de cameră cu loc de parcare. Nicăieri. Păi bun, Bulgaria... și dacă vine un turist și stă o săptămână în Mamaia și mai dăm că vreo 500-600 de lei pe parcare? No, asta este un mit. A fost într-un an o problemă cu parcarea, când a fost 100 de lei primul an, s-a imediat, nu s-a mai... Parcarea nu mai este 100 de lei la Mamaia pe zi, de mult. A fost nu, o greșeală, dacă facem un calcul toate cele zile. Nu, este 20 de lei pe zi, dacă ne luăm abonament de zi. Este normal să și plătim o parcare când mergem undeva, pentru că beneficiem de un serviciu. Dacă hotelul nu l-are, și repet, nu cred că există hotel în Europa, mai ales hotel de litoral, să aibă cameră egală cu numărul locurilor de parcare. Nu există. Și faptul că prețurile că stațiunile din sud au ajuns să concureze cu Mamaia, Neptun, Olimp? Este foarte bine, înseamnă că s-au investit în ele și există cerință pentru așa ceva. Piața le reglează. Păi piața și nu migrează turistul la un moment dat? Nu, are mai multe opțiuni. Are mai multe opțiuni, v-am zis. Noi, anul trecut erau 200.000 de turiști pe tot litoralul. Este foarte bine că sunt 200.000. Important este să, dacă va fi cererea foarte mare, e clar că prețurile vor crește. Dacă oferta va fi foarte mare, prețurile vor scădea. Adică piața le va regla pe toate acestea. Este foarte bine că s-au investit și în sud. Foarte bine. De ce? Pentru că atunci
ai concurență și către Mamaia. Când ai concurență, te face să fii mai bun. Că dacă nu, mă culc pe ureche și am impresia că toată lumea trebuie să vină la mine și eu sunt cel mai deștept și la fel ca în administrație. Nu este așa. Am și în privat. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi. Vă urez succes. Mulțumesc și vreau să-mi promiteți că o să mai veniți dacă la interviu. Vin. Și o să veniți și după alegeri. Da, da, da. Vin să vedem dacă avem 21 de consilieri. Da. Da. Okay. Mulțumesc. Mulțumesc și dumneavoastră. La revedere.